Dina, ai marcat în prima etapă a sezonului regulat primul gol pentru Faro, acum în prima etapă din play-off totul ai deschis drumul spre victorie. Da, e adevărat, sper că și la finalul play-off-ului să fim pe primul loc, cum a fost și la finalul sezonului regulat, să fie, să zic așa, un lucru comun acesta. Meciul cu Sepsi, unul dificil, efort maxim de-a lungul celor 90 de minute, presiune pe final. Normal, Sepsi e o echipă foarte bună și a câștigat locul în play-off pe merite, în urma unui joc foarte bun și asta s-a văzut și pe teren în această seară. Noi am suferit, dar la finalul meciului rămân punctele pe care au rămas la Constanța. Ai fost desemnat jucătorul meciului, evoluție bună astăzi pentru tine. Da, sufer și că am reușit să marchez, să-mi ajute echipa, este primul gol al meu în acest an și sper să urmeze cât mai multe pase de gol, dar cel mai important să ajute echipa să devenim campioni. Vine acum prezența la lotul de tineret, ai fost convocat, cum vor decurge lucrurile? Da, merg acolo deschis să-mi ajut țara, să avem două meciuri de verificare foarte bune împotriva unor adversari foarte buni și eu zic că sunt benefice să ne pregătim pentru campionatul european din vară. După această pauză competițională vor urma confruntările cu Rapid din Giulești și apoi Craiova pe teren propriu. Încă două victorii ar fi un pas important în lupta pentru titlu. Da, normal. Noi o să luăm meciurile pas cu pas. Prima dată o să ne gândim la meci cu Rapid, să luăm acolo cele 3 puncte și după vom vedea ce va fi. Pentru că urmează după această pauză competițională 9 finale pe care trebuie să le câștigăm să luăm cât mai multe puncte.